Icoana înălțării Sfintei Cruci. Prăznuirea înălțării Sfintei Cruci se face în fiecare an la data de 14 septembrie. Începuturile acestei sărbători sunt legate de libertatea oferită creștinilor de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Odată cu găsirea lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos de către Sfânta Împărăteasă Elena, acesta este venerat prin închinarea credincioșilor în anul 335 la Ierusalim. Sfântul Macarie, episcop de Ierusalim, este înfățișat în icoană, stând în picioare pe un loc înalt și binecuvântând mulțimea de credincioși cu Sfânta Cruce. Sfântul Macarie este flancat în stânga și dreapta de către doi diaconi. În partea dreaptă a Sfintei Cruci stau Sfinții Împărați Constantin și Elena. Erminia picturii bizantine prezintă o reprezentare variată a acestui praznic. În alte icoane, Sfânta Elena este poziționată în registrul de jos al icoanei, în fața celor trei cruci pe care le-a descoperit, a Mântuitorului și a celor doi tâlhari, răstigniți împreună cu el. În alte variante ale aceleiași icoane, Sfântul Constantin și mama lui se află în dreapta Sfintei Cruci, iar în stânga este redată vindecarea minunată a unui bolnav sau învierea unui mort prin puterea Sfintei Cruci. În stânga sunt pictați preoții împreună cu mulțimea de credincioși care iau parte la sărbătoare. În spate se observă Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, prăznuirea înălțării Sfintei Cruci fiind legată de hramul acestei biserici, pentru că a doua zi după hram s-a consemnat în tradiție că a început acest mare praznic. La Constantinopol a fost sărbătorit începând cu anul 614.